Bună ziua, dragi prieteni din Gemeni, haideți să facem etalarea pentru bani și sănătate pentru luna august, pentru dumneavoastră, în rune și în două perechi de cărți. Prima rună ce mi-a ieșit pentru dumneavoastră, mi-a ieșit și cartea și runa aceeași, da? În două locuri, deci și în prima săptămână și în a treia săptămână. Vă văd o durere, o restricție, ceva ce aveți nevoie, ceva ce întârzie, înseamnă aceste două. Aveți ceva planuri pe care trebuie să le revizuiți, să vedeți ce este acolo greșit, care este punctul slab acolo. Trebuie să căutați, să vedeți de ce aveți obstacolele în acel proiect. De ce nu puteți câștiga banii pe care îi doriți? Ceva nu este în regulă. Ceva dificultăți. Arată multe despre dumneavoastră înșivă, da? Probabil vreți ceva rapid. Nu sunteți în echilibru. Trebuie să fiți o perioadă îndelungată de timp mai pozitiv ca să atrageți norocul la dumneavoastră în ceea ce doriți să faceți. Apoi, deci ambele înseamnă la fel, da? Sunt aceleași, vedeți. Apoi mi-a ieșit EIOAS. EIOAS reprezintă că trebuie să faceți schimbări radicale și dureroase, să vă adaptați unor schimbări care sunt puțin, nu vă sunt pe plac foarte tare. Trebuie să fiți mai flexibili și perseverenți, spune. Apoi, s-ar putea să aveți nevoie de ajutor și să căutați ajutor și să apară o persoană care să vă ajute, da? Oricum vă simțiți închis undeva, da? A doua rună care mi-a ieșit, Soelul, această rună arată forța dumneavoastră, un moment în care vă regenerați după aceste obstacole, căutați să fiți mai puternici. Parcă va trebui să acceptați ceva ce mult timp ați negat, poate plecați la alt loc de muncă sau faceți altă afacere, vă schimbați afacerea, vă mutați cu afacerea, parcă trebuie să vă depărtați de o situație grea sau de o persoană negativă sau o situație presionantă. Vă retrageți la timp, văd că, și trebuie să lăsați, să vă retrageți și să lăsați să intre lumina în viața dumneavoastră. Da, parcă va ieși soarele, dar puțin cu întârziere. Aveți nevoie de o viziune asupra situației pe care o aveți. Da. Mai poate însemna și că vă concentrați pe prea multe deodată și trebuie să vă concentrați pe un proiect, da? Apoi trebuie să înțelegeți ce doriți cu adevărat și ca să vă puteți concentra și să vă centrați în obiectivul dumneavoastră, da? Să nu vă gândiți la prea multe deodată. Apoi aceste două, Cano. Cano reprezintă focul, da? Ca un az, îi spune și acesta ca un az, da? Ca un az arată noutăți care vin, noi energii, protecție, pasiune intensă. Parcă aveți o obsesie care vă poate distruge. Poate aveți un plan sau ceva pentru a face bani unii, dar nu zic că toată lumea. Și poate vă poate distruge această afacere sau la ce vă obsesionați foarte tare, în ce vă puneți pasiune. Dacă aveți pasiunea dumneavoastră este pozitivă și faceți lucrurile bine, arată că vă duce la creativitate și să nu vă veți îndrepta spre negativitate, dar să aveți grijă să nu, deci să faceți totul pozitiv, da? Parcă se vor aranja lucrurile, veți avea condiții ca să mergeți mai departe pe drumul pe care sunteți dumneavoastră, dar văd foarte multe obstacole, deci asta iese, asta vă spun. Următoarea carte, această carte îi se arată o pauză, o gheață, ceva ce doriți dumneavoastră nu puteți reuși, nu este posibil să reușiți, o congelare a activităților sau poate plecați în concediu sau poate cineva
vă oprește planurile, aveți nevoie de ajutor, de bani mai mulți, da? Parcă este un moment de stagnare, dar veți renaște, spune, veți renaște. Trebuie să vă curățați de gânduri negative, da? Să lăsați gândurile și că nu funcționează, da? Să nu vă gândiți, oh, nu funcționează, nu e bine, da? Să vă gândiți la împlinirea dorințelor, ca și când s-ar împlini. Următoarea este distrugere. Hagalaz reprezintă evenimente în jurul dumneavoastră care sunt în afara controlului dumneavoastră, nu le puteți controla. Poate vă pierde serviciul sau vă gândiți să vă creați propria afacere sau propria realitate, să vă schimbați relațiile, asociații. Văd că tot așa spune să gândiți pozitiv, să vă cercetați evenimentele ce vă înconjoară și credințele dumneavoastră și atitudinea. Da? Trebuie să. Soluția stă în mâinile dumneavoastră, spune. Deci, orice probleme ați avea aici, ce văd eu că sunt multe, soluția stă în mâinile dumneavoastră la aceste probleme. Nu totul depinde de dumneavoastră, dar parcă mare parte unele da. Parcă dacă vă schimbați atitudinea sau oamenii ce vă înconjoară, parcă va fi bine. Haideți să vedem pentru sănătatea asta, fost la bani. Și apoi vă pun să vă gândiți la dorințe și să vedem ce vă iese. Haideți să vedem pentru sănătate. Trebuie să mergeți mai mult în afară, da? La aer. Spune, merge afară. Să respiri aer curat. Iarăși, respiră. Deci, probleme cu respirația unii, cred. Poate aveți probleme de sănătate. Să fiți creativi. Imediat o să vă explic. Zice, mergi afară, respiră și rămâi în natură ca să te relaxezi, ca să lași toate acei nervi, acea stare de tensionată, da? Tensiune. Și să faci idei creative, idei noi, creative, da? Apoi spune, respiră. Să respiri adânc și încet ca să îți crești energia și să văd că și aici îmi spune să lăsați gândurile vechi pe care le aveți, ideile vechi pe care le aveți, da? Zice că sunteți foarte stresați și parcă vă țineți respirația inconștient. Și spune că respirația este esențială pentru corpul dumneavoastră. Trebuie să respirați regulat, da? Să ieșiți în natură mai mult. Următoarea carte, asta a fost Rafael Jofiel, Îngerul Doctor Metatron, da? Zice că ai o legătură specială cu copiii și că parcă lucrezi cu copiii sau trebuie să dai ajutor copiilor. Da? Parcă ai niște copii sensibili cărora le trebuie atenția ta și ajutorul tău. Și poate explici părinților cum trebuie să se comporte sau cum trebuie ce mâncare să le dea la copii să nu fie otrăvită, da? Deci trebuie să aveți grijă la intoxicații alimentare, la respirație, probleme de astea mi-arată, da? De asta zic cărțile așa ceva. Apoi zice creativ scrie,
să scrii creativ, îngerul Gabriel spune să-ți faci timp liber pentru ca să te gândești, să spui gândurile într-o carte, într-un caiet de zi, deci într-un jurnal, cum ar veni, ca să scrii o carte, da? Sau se poate și un ziar, da? Un articol de ziar. Haideți să vedem ce vrea să spună cu acesta. Vrea să spună că să te exprimi. Înseamnă că dumneavoastră aveți probleme cu nervii sau vă țineți foarte mult în dumneavoastră. Trebuie să dați afară acei nervi, să spuneți ce vă deranjează. Pentru că dacă țineți în dumneavoastră, vă faceți rău, da? Pentru sănătate, da? Parcă acest înger spune că te voi ajuta, da? Te voi ajuta să ieși din acea stare. Și orice plan ai tu în minte, acești îngeri spun că te vor ajuta. Da, să nu mai fii îngrijorat pentru planuri, pentru că din cauza grijilor îți afectează sănătatea. Nu știu unde sunt celelalte părți, dar nu contează. Bun. Acum să vedem în Haideți să vedem. Să vă gândiți la o dorință care o vreți dumneavoastră, o dorință, o întrebare în legătură cu bani sau sănătate sau altceva ce vreți dumneavoastră. Să vedem ce răspuns îmi dau acești îngeri la întrebările dumneavoastră. O să pun trei cărți, trei opțiuni și dumneavoastră veți alege. Haideți să vedem pentru prima. Pentru a doua și pentru a treia. Haideți să vedem ce răspuns îmi dau la întrebările dumneavoastră. Primul, doi, trei. Dacă ați ales, alegeți una dintre ele, da? Haideți să vedem dacă ați ales prima. Răspunsul este nu. Oh. Ziceți că poate trebuie să vă mai gândiți, da, să alegeți altă întrebare, să mai scot o carte. Zice că nu în câteva săptămâni. Da? Nu în câteva săptămâni. Deci, să vă gândiți mai bine. Haideți să vedem ce spune în câteva săptămâni. Spune că așteptarea ta va fi răsplătită. Dacă ați ales a doua, spune să aștepți. Așa. Spune să aștepți pentru că trebuie să mai ai mai multă răbdare. Îngerii nu spun că nu, dar spune încă nu. Da? Spune că cerul are mai mult timp nevoie de mai mult timp. Ca totul să pună la locul potrivit, da? Să cadă la locul potrivit, să fie bine, da? Zice că ceea ce întrebi tu are influență pe viața altora. Zice și dacă este așa, atunci este nevoie de pregătire extra, pentru ca să fii sigur, că se dă atenție și la nevoile celorlalți. Da? Și să ai răbdare pentru că toată lumea care este implicată în ce te gândești tu, să simtă că și pentru ei era propus asta, nu numai pentru tine, pentru dumneavoastră. Ok, a treia, dacă ați ales a treia, iarăși nu. Oh. Stați așa. Primul nu a fost să nu-ți faci griji, pentru că vei vedea de ce nu în câteva săptămâni. Și acest nu
spune că dacă vrei să găsești mai multe informații, să mai extragi o carte. Hai să mai extrag una. Uite, spune că nu și succes, da? Imediat vă spun. Succes înseamnă că ceea ce nu se întâmplă e pentru că dumneavoastră sunteți pe drumul spre succes. Să nu-ți faci griji pentru această situație în care primești o negativitate, pentru că este bine pentru tine că nu se întâmplă. Da? Trebuie să fii mulțumit de ce se întâmplă. Zice să lucrezi din greu și să te bucuri de libertatea pe care o ai. Ce a ieșit, aia v-am spus. Altceva nu am ce să vă spun. Vă mulțumesc. Cam asta a fost pentru gemeni și vă aștept la un nou video.